Biblioteca județeană Cristian Tel din Târgu Jiu a încercat prin acest concurs de scurt metraje să-i stimuleze pe elevii mai multor licee din municipiu în vederea implicărilor în promovarea valorilor turistice existente în Târgu Jiu. În concurs au fost înscrise 5 filme. M-am gândit că e mai potrivit să stimulăm creativitatea tinerilor, provocându-i la realizarea unui film de scurt metraj, maxim 5 minute, despre ce înseamnă faptul că ei locuiesc în orașul Târgu Jiu, unde ansamblul monumental Calea Eroilor a dat atâta notorietate. Toți elevii sperau la marele premiu, însă acesta a fost câștigat de Cristian Onescu, elev al Colegiului Tehnic Gheorghe Magheru din Târgu Jiu. Vorbește-ne despre filmul. În filmul meu am realizat despre ansamblul monumental Brâncuș, am spus despre viața lui, am pus anumite poze cu operele lui, cu cele din orașul nostru, chiar și cu Pasărea Măiastră sau cu alte opere. Păi filmul nostru a fost realizat în afara orelor de școală, împreună cu colegul meu, Nache Ovidiu. Am folosit mai multe cadre la Coloana Infinitului, la Masa Tăcerii, la Poarta Sărutului, la Biserica Sfinții Apostoli. Într-o zi am filmat toate cadrele, iar montajul a durat cam aproape o săptămână. Premiul întâi a constat într-un aparat fotografii, locul 2 o consolă pentru jocuri și locul 3 o cameră web. Acestea au fost oferite de o societate din Târgu Jiu care comercializează electronice.